Eu sunt băiatul Romeo, mi-ai zis tu titlurile acelea frumoase. Eu sunt doar Romeo, sunt facilitator în radiestezie terapeutică, practic Reiki și tot ce ține de domeniul acesta, din la Reiki usui până la nivelele acelea mai înalte. Alchimie magică este un sistem al meu propriu, coaching și radiestezie. Predau în cadrul Academiei de care v-a vorbit și Mirela, radiestezie terapeutică și coaching și fac terapie. Astăzi am zis că vorbim despre aplicațiile practice ale radiesteziei în viața de zi cu zi. Un subiect care sunt sigur că foarte mulți oameni au auzit despre radiestezie, despre radiestezie terapeutică, mai ales că acest termen a apărut de la pandemie încoace. Nu era termenul de radiestezie terapeutică. Acest termen a fost scos pe piață, să spunem așa, de mine și de Dragoș. Și am dat drumul la acest curs. Eu predau, de fapt, radiestezie de foarte mulți ani. Am învățat radiestezie prin 2013 și de atunci, de prin 2015, am început să predau. Și acest curs de radiestezie terapeutică s-a transformat an de an și a ajuns într-o anumită formă astăzi și este într-o continuă transformare. Deci nu rămâne la fel, el crește, pentru că și eu și elevii mei cresc și aducem aportul în creșterea acestui curs. Eu personal predau cursuri de lungă durată, adică nu predau cursuri, foarte rare sunt cursurile pe care le predau, adică cursuri de weekend, 1-2 zile, toate cursurile mele, dar și al Mirelei, sunt cursuri care țin câteva luni bune, câteva luni bune însemnând între 4 și 8 luni, deci cursuri lungi, pentru că de-a lungul timpului, de când predau, eu având la bază și am fost profesor de istorie, am predat la liceu vreo 6 ani, 7 ani, și de aici mi se trage și această parte pedagogică în a preda. Și am observat că oamenii au nevoie de timp să integreze informația. Iar în radiestezie noi învățăm de această integrare a informației în structuri. Așa. Se aude, da? Se aude bine. Se aude perfect. Totul perfect. Ok. Ok. Ei, oamenii au nevoie de timp pentru a integra informația și de-a lungul timpului de când predau am văzut că atunci când predam la sală, de exemplu, și eu predau totul online, da, și totul este înregistrat, pentru că am observat atunci când predam la sală, oamenii plecau cu un curs scris și cât mai își mai notau ei într-o agendă. Și foarte puțină informație rămânea. Și atunci am decis cursurile le înregistrez și oamenii pot să-și vadă informația de câte ori vor ei până o integrează în structurile lor. În tot ceea ce predau eu folosesc 4 structuri și partea terapeutică și partea de radiestezie terapeutică și chiar de Reiki și tot ce ține partea asta de terapie prin Reiki, am integrat aceste 4 structuri. Aceste 4 structuri sunt fizicul, mentalul, sufletul și sinele.
Dar mare parte a terapiilor energetice și protocoalelor de lucru prin radiestezie le facem pe corpul fizic, pentru că ăsta este, prin el noi simțim durerea, da? Cea suflet și minte, pentru că acolo sunt emoțiile și simțim și durerea lor. Ei, cum folosim noi această radiestezie terapeutică în viața noastră de zi cu zi pentru a ne face viața frumoasă? Eu când vorbesc de radiestezia terapeutică, nu mă gândesc doar la a măsura. A măsura, știți, există raportorul, ansa, pendulul, dar fiecare folosește diferite instrumente pentru a măsura. Există ceva mai mult decât aceste măsurători, dar și ele sunt foarte importante pentru că ne arată niște valori pe baza cărora noi reușim să interpretăm întrebările pe care noi le căutăm în sursă. Doar că acest protocol de a măsura, legându-ne de protocolul de a măsura, nu se face oricum. Foarte mulți oameni am observat de-a lungul timpului și au venit și pe la mine care cred că a măsura este un lucru foarte simplu. Pentru că ei pendulul ăla și asta și pui o întrebare și măsori. Nu este atât de simplu, pentru că și acolo există un protocol de a măsura. Este nevoie de anumite stări emoționale, de anumite stări ale creierului și așa mai departe. Deci sfatul meu este pentru toți cei care vreți să învățați să măsurați cu orice ați vrea. Faceți niște cursuri cu cineva care vă poate explica protocolul acela de a începe să măsori. Pentru că altfel, valoarea de adevăr a ceea ce măsori tu acolo este foarte mică. Și există posibilitatea să apară neînțelegeri și chiar certuri, pentru că am avut la un moment dat un caz în care o doamnă a început să măsoare și prima întrebare a fost dacă o înșală soțul și pentru că ea credea la nivel mental că da, i-a dat răspunsul așa și au apărut certurile. Iar realitatea era total diferită. Omul nu avea nicio treabă cu înșelatul. Deci de-aia vă zic, fiți foarte prudenți, învățați foarte bine protocolul, iar eu spun, măsurătorile încep să fie cât de cât mai apropiate de valoarea de adevăr după pragul de 1000 de măsurători. Făcute acelea cu da și nu, simple, nu măsurători mai complicate cu valori și așa mai departe. Cu da și nu, pragul de 1000 de măsurători încep cât de cât să te acomodezi cu instrumentul cu care măsori, încep să simți tu energiile, pentru că foarte mulți oameni vor să simtă energii, să vadă, să audă, să pipăie și așa mai departe. Mai ales cei noi care intră în lumea spirituală și nu numai. Ei, dar ca să ajungi acolo, este nevoie. De ce atâta supărare care vine spre mine, ca cei care ajung la mine, se plictisesc imediat, măsoară cu ansa sau cu pendul, a, nu mi-e bine, gata, și renunță. Nu înțeleg că este o muncă. Dacă ar putea să ne îndrumați puțin, să avem mai multă răbdare și să practicăm. Da. Sunt sigur că din toți cei care sunt în live acum, cel puțin odată au pus mâna pe un instrument și s-au măsurat. Pentru că este fascinant să afli informații măsurând.
Doar că, de-aia spuneam de pragul de 1000 de măsurători, oamenii vor acum să li se reveleze răspunsuri pe loc, fără a avea o practică terapeutică și o practică perseverentă în actul de a măsura. În corpul nostru fizic și la nivel, în corpul nostru energetic și chiar în creier, se dezvoltă niște o anumită coerență specifică acestui act al măsurătorilor. Iar această coerență și echilibru care apare în corp și legături neuronale în creier și așa mai departe, se recrează sau se creează prin practică. Faptul că ai făcut 10 măsurători, 20 de măsurători și te plictisești pentru că vezi că nu este realitatea pe care tu o crezi că ar trebui să fie, te plictisești. Spui, bă, e o prostie. În realitate, oamenii vor să primească răspunsuri a ceea ce cred ei că este real și ce cred ei că ar trebui să li se arate, să li se să le arate ansa per raportor. În schimb, realitatea spirituală și răspunsul adevărat, cât mai aproape de adevăr, de foarte multe ori este diferit de ceea ce crezi tu în mintea ta ca cel care măsoară. Iar acest lucru plictisește și faptul că nu-ți arată ceea ce vrei tu să-ți arate, spui că nu este pentru tine. Așa cum foarte mulți oameni am întâlnit care spuneau, Reiki-le nu este pentru mine. Nu-l simt. Normal că nu-l simți. Normal că zici că nu vibrezi pe frecvența. Pentru că nu practici. În momentul în care ai începe să practici zi de zi, nu doar cele 21 de zile, nu doar prima săptămână după inițiere, ci să practici jumătate de an, zi de zi, atunci vei începe să simți și tu ceea ce auzi la alții, dar vei simți prin intermediul programelor din tine. Nu vei simți exact ca X, Y, așa cum zic ei. Nu ai cum, pentru că fiecare suntem individual, fiecare avem programele noastre specifice. Programe prin care noi decodificăm informația care vine către noi. Și eu n-am cum să decodific la fel ca el. Care îmi spune, mă, trebuie să simți nu știu ce. Nu, eu simt prin prisma programelor mele. Da? Ei, tocmai de aia, în acest proces terapeutic, fie că faci Reiki, radiestezie, dar că aici vorbim despre radiestezie, e nevoie ca noi, oamenii, și e valabil și pentru cei care fac terapie deja, pe alți oameni, să ajungă dincolo, da? Dincolo de corpul lor în acest proces terapeutic. Foarte mulți ajungem să ne blocăm în corp, în simțurile noastre ale corpului fizic, auz, miros, tactil și așa mai departe, da? E nevoie să ajungem să trecem dincolo de realitatea din mediul înconjurător în care noi trăim, da? Dincolo de corpul nostru, dincolo de timpul în care noi existăm. Adică să trecem în spațiul sursei, în spațiul cuantic. Da, radiestezia
se împacă foarte bine cu acest spațiu cuantic sau sursa în care noi trăim zi de zi, clipă de clipă. Această sursă pe care este primul nivel a ceea ce numim și ce a vorbit Mirela a fi Duhul Sfânt sau Dumnezeul creator al acestui spațiu. Da? Pentru că toți suntem animați de această energie subtilă, numită, așa cum o știm noi din Ortodoxie, Duh Sfânt, din creștinism. Ok, dar această energie, acest spațiu al cuantic, da, în acest spațiu cuantic există foarte multe posibilități. Există posibilități infinite. Iar noi, prin practica radiesteziei terapeutice, ajungem să atragem din acest spațiu cuantic, da, din această sursă în fizic, tot ceea ce noi ne dorim. Prima dată măsurăm, vedem dacă este în acord cu ceea ce dorim noi și suntem în acord cu Universul, după care există partea de materializare a dorințelor noastre. Foarte mulți oameni poate nu știu ce este acela sursă sau câmp cuantic. Este un câmp invizibil de energie și informație, da, de care suntem înconjurați și care este inteligent și din care noi ne atragem informația și energia datorită căreia creiem și putem trăi aici, pe Pământ. Acum, pentru că noi avem un corp fizic, trăim prin prisma simțurilor acestui corp. Doar că și acest corp fizic al nostru este brăzdat de diferite nivele de vibrații. Corpul nostru nu este tot corpul pe un nivel de vibrație, sunt pe diferite nivele de vibrație. Sau cum le mai găsim pe diferite niveluri de cer, de frecvență și așa mai departe. Fiecare interpretează în felul lui, prin prisma lui, aceste nivele. Ei, în momentul în care ajungem să folosim informația din radiestezie pentru a ne face viața frumoasă, ce facem noi de fapt? Trecem dincolo de aceste simțuri și ne ducem în conștiință. Marea majoritate a oamenilor aleargă după dezvoltarea simțurilor și extrasimțurilor, alea, simțurile paranormale prin care vezi și așa mai departe și auzi. Dar toate acestea, când ne gândim la simțuri, indiferent care ar fi ele țin de corpul fizic. Da? Și mulți cred că atunci când ajung în extrasimțuri, sunt dincolo. Dar s-a demonstrat științific că toate acestea țin de planurile fizice. E demonstrat științific. Dacă vrei să ajungi dincolo, în dimensiunea cuantică, în acel spațiu mirific plin de informație și energie, e nevoie să te detașezi de corp și de simțuri și de toate simțurile parapsihologice, da? Să te duci cu conștiința ta acolo. Pentru că în momentul în care ajungi la nivel de conștiință acolo, toate acestea pământene nu mai contează. Ei, în momentul acela se creează acea conexiune între cer și pământ, în care tu ești legătura și începi să materializezi. Pentru că noi
Totuși, în viața asta, pe pământul ăsta avem nevoie să materializăm lucruri. Nu trăim așa fluturând, da? Avem nevoie de mașină, de casă, de bani, de mâncare, de iubiți, de iubite, de soții, de cămăși, telefoane, da? Ei, toate acestea e nevoie să le materializăm într-un fel. Iar această materializare ține de nivelul de conștiință la care a ajuns fiecare om în parte. Da? Ei, poate vreau să faceți un exercițiu prin care, la nivel mental, da, să vă duceți în acest spațiu cuantic, în această sursă divină și să încep să scoateți de acolo oamenii, deci tot ce este ființă de pe pământ. Deci mergi cu imaginația acolo și scoți oameni, pisici, câini, tot ce este ființă vie. Copaci, absolut tot. Case, mașini, nu mai există nimic. Da? Te duci mai departe și scoți continentele, oceane, ape, chiar planeta pe care trăim noi. Scoți mai departe sistemul nostru solar cu ceea ce știm noi, stele, soare și așa mai departe. Și ce credeți că veți ajunge? Unde credeți că veți ajunge? Nici măcar lumină nu mai există acolo. Este doar întuneric. Pentru că nu mai vezi nimic în jur. Ești într-un vid al întunericului. Nimic. În momentul în care ajungi să fii conștient, să fii o ființă conștientă care trăiește în momentul de prezent, al acum, și te duci acolo, în această sursă cuantică, în acest întuneric, nu-i vid, este nemărginit, este infinit. Când spui vid, are niște limite. Nu, este infinit. Ei, atunci îți vei da seama că toate simțurile tale nu mai au nicio valoare. Acolo. Tu ești una cu sursa. Și acolo, de-abia acolo, vei începe să fii creator. Și poți să începi să fii creator cu tot ceea ce tu înveți prin toate aceste cursuri practice, spirituale, oricare ar fi ele, de la Reiki, radiestezie, Theta Healing și nu mai știu, multe. Nu contează. Toate sunt bune, toate duc în aceeași sursă. Da? Ei, în momentul în care ajungi acolo și începi să creezi, o să observi că toată viața ta de pe pământ începe să se schimbe conform a ceea ce tu creezi acolo sus. Doar că nu este în momentul în care nu stai așa pe fotoliu și aștepți să spice în cap tot ceea ce îți dorești. E nevoie să treci la acțiune în lumea fizică pe pământul ăsta, dar apar acele schimbări în sensul că toate ușile ți se deschid. Totul vine ușor și materializezi, dacă înainte materializai în 2 ani, acum materializezi acel lucru posibil într-o lună. Da? Nu se întâmplă instant, pac, am făcut așa eu din mâine acolo și am creat telefonul. Nu. Aici există spațiu, timp, există legea ritmului pe care noi o putem jongla un pic. Da? Adică nu mai facem într-un an ce facem într-o lună, dar facem într-un ritm anume, adică sunt niște pași pe care e nevoie să-i facem ca să materializăm orice am dori noi. Bun. Ei, în acest spațiu, univers, nu
plină de informație și pentru că este plină de informație, noi o descărcăm și o folosim și o aducem din frecvențe înalte în frecvențe joase pentru a o putea materializa. Că acolo sunt tot felul de comentarii, eu nu pot să le văd. Nu știu, sunt mai vechi, sunt mai noi. Cred că sunt, tot cresc. Numărul, cred că doar tu poți să le vezi cum trebuie. Că aveți cămașa de foarte deschisă la culoare și nu prea se văd. Se simte prin prisma programelor noastre de acord. Adevărul este unul. Ne poartă programele noastre toți în același adevăr. Ne duc programele noastre toți în același adevăr. Dacă adevărul este unul, Adevărul este dacă unul. Adevărul este unul. Doar că programele din noi nu ne duc în același adevăr, ci ne duc în adevărul fiecăruia din noi. Ca să ajungem la adevărul unic, e nevoie să dăm la o parte programele existente în umbra noastră, să le transformăm. Și în momentul în care ajungem să le transformăm, atunci ajungem în acel adevăr unic. Și această transformare a programelor poate avea loc într-o viață sau într-o sută de vieți, nu știu, depinde de fiecare din noi, da? Până ajungi acolo, la adevărul ăla. Asta înseamnă să te unești complet cu sursa. Și ca să te unești complet cu sursa, e nevoie să scăpi de toate programele existente în tine la momentul ăsta și pe care le-ai acumulat de-a lungul vieții, datorită vieții pe care ai trăit-o, familie, societate, școală și așa mai departe, ce programe ți s-au implementat la nivel conștient și subconștient. Și să scăpi de cele care te trag în jos, înapoi. Este simplu. Ei, radiestezia aceasta terapeutică are niște protocoale, chiar în faza de terapie, dar și când îți faci terapie ție, dar și pentru a începe să materializezi lucruri, adică să te ajuți energetic să începi să îți ușurezi materializarea vieții tale. Iar una din tehnici este sunt acele sfere energetice pe care le folosim. O să vorbim mai târziu despre ele. Da. Dar înainte de toate, vreau să fiți conștienți că tot ceea ce facem noi clipă de clipă, de când ne trezim și până adormim, da, și suntem conștienți, ar trebui să-l facem în iubire și să fim cât mai conștienți de noi. Pentru că cu cât suntem mai conștienți de noi, cu atât avem posibilitatea să vedem unde stăm bine la nivel de informație și unde stăm mai puțin bine. Pentru că tot ceea ce noi emitem în sursă, în câmp, este ceea ce noi la nivel mental odată și suflet a doua oară, emitem prin emoții. Noi oamenii, materializăm emoțional. Absolut tot. Toată viața noastră este o materializare a emoțiilor trăite clipă de clipă. Iar aceste emoții
Noi le emitem prin prisma programelor din noi. Fie că sunt bune, fie că sunt mai puțin bune. Noi tot emitem emoții. În momentul în care ești nervos, emiți emoțiile respective și atunci totul se blochează. În momentul în care ești fericit, relaxat și așa mai departe, emiți în sursă emoții pozitive care îți deschid drumurile. Asta emiți în cât ești treaz. Dar când dormi, ce se întâmplă cu aceste emoții? Ei, și atunci noi emitem în sursă informație de la nivel subconștient. Și din cauza aceasta, de foarte multe ori, chiar au foarte mulți oameni care vin la mine și spun: mă, uite, am făcut lucruri bune. Ajut, am început să mă duc pe cale spirituală și tot mi se întâmplă lucruri rele. Fac tot posibilul să gândesc pozitiv, spun fraze pozitive, a început să se transforme, dar tot mi se întâmplă lucrurile. De ce mi se întâmplă? Pentru că, la nivel subconștient, programele tale emit non-stop. Și emit acele programe de care tu nu ești conștient. Și de acum ai început să devii conștient și începi să le transformi. Aceste programe nu se șterg. Ele nu se șterg. E nevoie să le transformăm. Această variantă cu ștergerea programului nu există. El trebuie transformat din ceea ce este în altceva, ceea ce ne dorim. Pentru că altfel, tu îl umpli cu lumină, da? Zici că gata, am șters, am pus acolo lumină, am făcut niște ritualuri prin care am adus lumina și nu mai există. După ce se duce lumina de acolo, el iese la suprafață din nou. Și ești uimit. Iar mi se întâmplă. Normal că ți se întâmplă, pentru că tu nu l-ai transformat, ci l-ai ascuns sub preș cu lumină. Ei, din cauza asta, oamenii au nevoie de terapie. Pentru că prin terapie ajungi să transformi întunericul din tine. Nu vei reuși într-o viață să transformi tot întunericul ăla. Dar dacă măsori și ai acel EBF peste 80, ești pe calea cea bună. Pentru că dacă măsori EBF-ul oamenilor, vei vedea că marea majoritate au valori sub 75. Când măsori între unul pe raportor, da, vorbind de raportor, măsori între 0 și 100, au sub 75 în marea majoritate. Și veți observa că cu cât treci peste 80, fiecare liniuță de acolo de pe raportor este o evoluție în sine. Adică nu poți să treci așa în 2 luni de zile, ai făcut două inițieri și mama, am trecut de la 80 la 85. Nu. În urma unei inițieri de la 80 sari la 85 pentru că este în urma inițierii s-a întâmplat ceva la nivel de corpuri, după care într-o lună, 2 luni, începi să revii ușor. Acum depinde și de puterea celui care a făcut inițierea. Revii ușor la vechea ta stare. Dacă nu lucrezi cât de cât în urma inițierii, inițierea aceea nu că nu se șterge, ci rămâne în stand-by. Din cauza asta, adică rămâi cu inițierea, dar dacă nu faci nimic cu ea, ea pur și simplu rămâne în stand-by acolo și are nevoie de activare, de reactivare. Iar această reactivare se face prin practică. Multă practică terapeutică cu tine, tu cu tine, sau e nevoie să te duci și la alți terapeuți, pentru că noi, oamenii, avem niște praguri. Eu personal am un prag al meu în care pot să mă duc maxim până acolo să văd în mine.
peste, e nevoie să mă duc la altcineva care să-mi pună niște întrebări, să facă ceva pe mine, să mă întrebe, să-mi umble în minte, în conștiință, ca eu să încep să îmi activez nivelele de conștiință peste ceea ce nu puteam să văd eu și să apară conștientizările și întrebările și încep să caut. Da? Pentru că sunt foarte mulți oameni care nu vor să ducă la terapie, vor ei să facă cu ei și la un moment dat se blochează. E normal să te blochezi. Nu este nimic anormal în lucrul ăsta, pentru că ăla este punctul tău maxim. Și atunci e nevoie să te duci la altcineva care să te treacă pragul. Tot vorbeai tu de prag la început, de rugăciunea în prag. E nevoie să te treacă pragul, dincolo. Și atunci tu iar ai o perioadă în care cauți, înveți, crești, ajungi la următorul prag. Și așa mai departe. Asta înseamnă creștere. Da? Bun. Ei, noi, oamenii, e nevoie să învățăm, să ascultăm și să intrăm în acea stare de observator. În momentul în care devenim observatori a vieții noastre, și asta învățăm și la radiestezie, veți vedea că începeți să vă vedeți total diferit viața voastră. Poate mulți oameni nu au timp să se observe datorită vieții tumultoase pe care noi o trăim, dar e nevoie să stai cu tine și să te observi în mai multe etape ale unei zile, să vezi ce e cu tine, cum gândești, ce gândești, ce emiți, ce lucruri faci pe mod automat, fără să gândești, și așa mai departe. Și atunci îți vei da seama unde te afli. Poate pentru unii este plictisitor, poate pentru unii n-au răbdare. Pentru că sunt oameni și oameni, dar prin această metodă devii mult mai conștient de tine. Îți dai seama de numărul de programe benefice sau mai puțin benefice pe care le ai în corp și care îți conduc viața. Pentru că acum s-au făcut niște măsurători și s-a văzut că marea parte a gândurilor și emoțiilor unui om de-a lungul unei zile sunt negative. Adică sunt acele gânduri care te blochează să mergi înainte. Au o denumire, cum se cheamă, te autosabotezi. Te autosabotezi. Ai un gând bun și două rele. Un gând bun și trei rele. Și în loc să mergi înainte, rămâi pe loc. Da? Ei, în momentul în care devii observatorul vieții tale, vei vedea când începi să gândești mai puțin bine. Și atunci începi să transformi, să-ți modifici modul de a gândi. Vei observa cuvintele care le scoți și frazele pe care le folosești în comunicarea ta. Ce fel de cuvinte folosești? Câte sunt pe negație? Câte sunt pe pozitiv? Da? Și atunci începi să-ți transformi și modul de a vorbi, de a scoate cuvinte. Vei elimina din vocabular cuvintele care te blochează, care te țin în loc. Da? Trebuie, poate, de-astea care încerc. Da? Cuvinte care te țin în loc. De fapt, ele nu te duc înainte. Și ce se întâmplă cu aceste cuvinte? Ele se duc la nivel neuronal în creier
Și creierul emite în corp acele proteine care îți blochează înaintarea ta. Creierul acesta al nostru are o putere fantastică. Este un organ în corpul nostru care ce face? El ne duce pe diferite nivele de vibrație. Știm că în toate sistemele există acele stări ale creierului. Beta, alfa, teta, gamma și așa mai departe, da? Alea sunt frecvențe ale creierului. Adică noi e nevoie să transformăm creierul acesta al nostru astfel încât să ajungem pe frecvențele pe care noi ni le dorim în anumite momente ale zilei și ale vieții. Acum când discutăm, noi suntem în beta. Da? Creierul e roșu. El funcționează, e un foc acolo, gândește ce să spună eu, da, ce să spun, cum să spun, să fiu cât mai bine înțeles. Ei, în momentul în care trec pe modul terapeutic sau vreau să măsor ceva, această stare a creierului e nevoie să o scad și să mă duc către alfa. Adică acea stare prin care eu să fiu conectat, să încep să mă conectez la câmpul cuantic, la sursă. Pentru că de acolo îmi vine informația și eu e nevoie să fiu într-o stare profundă alfa ca să mă pot conecta acolo. Da? Ca să pot să fac lucrurile acestea. Mai departe te duci în teta, doar că și în teta e nevoie, ca să ajungi în stările astea, e nevoie de practică. Nu doar așa. Foarte mulți, și eu le cer la radiestezie, nevoie ca să încep să măsori, în protocol este să înveți să te duci în alfa. Altfel, măsurătorile tale au valoare de adevăr zero. Sau mie când îmi dă valoare de adevăr a ceea ce măsori 60-70, pentru mine e zero. Da? Valoarea de adevăr nu e bună. Asta înseamnă că, unul la mână, creierul tău nu a ajuns în alfa. Și aici e nevoie de practică, pentru că alfa acesta, când măsori, este un pic diferit de alfa în care stai și meditezi, în care nu faci nimic. Stai pur și simplu într-o poziție și intri în acea stare. Aici e nevoie să și gândești, pentru că trebuie să pui o întrebare, ai și o ansă în mână și ești și cu ochii deschiși și trebuie să te uiți pe un raportor. Deci starea alfa este mai grea de a intra în ea. Dar nu este imposibilă. Se poate intra și se pot face măsurători foarte, foarte bune. Da? După care te duci în teta. În terapie poți ajunge în teta. În momentul în care începi să faci terapie, orice protocol de terapie începi, chiar și pe tine, e nevoie să fii în alfa. Altfel, ceea ce se întâmplă acolo, transmisia sau canalul de lumină care ești tu, nu mai este unul 100% activ. Pentru că dacă stai și pui mâinile pe tine, fie că faci protocol de radiestezie, fie că faci protocol de Reiki și te gândești, trebuie să mă duc la piață, uite, am pe aragaz nu știu ce, mașina oare ce s-a întâmplat cu roata aia și tu îți faci terapie, canalul de lumină nu mai este 100, ci e 40. Și te întrebi de ce nu se întâmplă lucruri în tine. Păi tocmai de nu se întâmplă lucruri în tine, pentru că legătura cu sursa nu este 100. Da? Și pentru că nu este 100, e nevoie să te recalibrezi. Să te recalibrezi de fiecare dată. Cum e nevoie să te recalibrezi după fiecare măsurătoare. Nu poți face 10 măsurători legate. Pentru că e nevoie să pui 10 întrebări. 10 întrebări diferite și tu e nevoie să te recalibrezi
după fiecare, maxim două întrebări, după care iar trebuie să te recalibrezi. Creierul tău începe să gândească. Iar în momentul în care ai descărcarea informațională, el n-ar trebui să gândească. Este o conexiune directă. Șuntezi mintea. Da? Bun. Și în momentul în care noi oamenii ajungem în undele gamma, atunci se întâmplă în viața noastră ceea ce numim noi minuni. Ceea ce găsim a fi minune de la Dumnezeu, s-a întâmplat o minune cu X, cu Ionică, pentru că, uite, a stat într-o meditație de o săptămână sau de o zi sau de o oră, de 4-5 ore și s-a vindecat, mă, deodată, așa, în urma. S-a vindecat, i-a dispărut tumoarea aia. S-a... Ei, aceste minuni se întâmplă și se pot întâmpla în fiecare din noi. Nu există minune. Această minune este o creație a minții noastre prin care wow, este ceva anormal. Nu. Corpul nostru, creierul nostru are puterea să facă acest lucru pentru fiecare din noi. Doar că e nevoie să ducem acest creier în gamma, acolo unde este unit total cu câmpul cuantic de care vă spuneam la început. Ești în afara timpului, spațiului, timp, spațiu, în afara eului tău, nu mai există ego. Mamă, ce bun sunt, am ajuns în unde gama. Nu mai există nici ăla. În momentul acela ești tu, sinele ăla, punctul ăla mic de lumină, în marele întuneric și începi recrearea ta. Și asta se întâmplă. Cu toți, doar că e nevoie de practică. Nu este de ajuns să mă așez eu așa frumos, acum aici în fotoliu, încep să respir, spun o rugăciune și gata, se întâmplă minunea. Nu. Depinde de fiecare din noi cum ajungem în punctul acela. Și atunci, practicând zi de zi, sfatul meu este dacă practici zi de zi, 30 de minute, anumite meditații specifice care să te ducă acolo, mă, îți ia o lună, două, trei, cinci, șase, dar la un moment dat vei ajunge să trăiești acel extaz mistic. Pentru că toți caut, ajungi acolo. Ajungi în acel, asta se întâmplă când ajungi să te unești cu sursa aia. Ajungi în acel extaz mistic care duce la anumite stări ale corpului fizic de care vă vorbeam. Fizic, corpul mental, sufletul, adică și sinele. Adică corpul tău se unește total cu mintea ta, se unește total cu sufletul tău și toate programele alea mai puțin bune încep să se transforme și devin una. Și apare minunea. După care e nevoie să menții minunea. Faptul că ai ajuns să ai minunea nu înseamnă că gata, s-a terminat și nu mai fac nimic. Trebuie să menții minunea. Pentru a-ți, ai ajuns pe un nivel de vibrație, ok, menține nivelul. Și du-te, e legea pragului. Dacă eu, Romeo, acum sunt la nivel 7, cu iubirea, da? Și, uite, cum credeți că o pot iubi pe Carmen? Pot să o iubesc de 8, de 9 sau de 10? Nu, pentru că nu știu să iubesc de 8. Eu știu să iubesc doar de maximul cât mă iubesc pe mine. Iar dacă mă iubesc de 8, o iubesc maxim de 8, forțându-mă. Altfel, stând într-o anumită stare, nivelul scade, pragul. Da? Deci, analizați-vă, vedeți pe unde sunteți pentru a începe creșterea.
Pentru că dacă nu știi unde ești, nu poți să începi să... N-ai de unde să începi să crești. Trebuie să știi de unde să începi. Să ai un punct X de începere. Pentru că altfel este o nebuloasă totală în capul tău, în sufletul tău. Știi de toate, dar nu faci nimic. Da? Și nici nu te duci înainte, nici nu te duci înapoi. Ai ego cât casa și atât. Tot ceea ce învățați voi, prin toate cursurile pe care le faceți voi, nu contează ce fel de curs este, că este curs de dezvoltare personală, că este curs spiritual, că este inițiere, orice ați face, important este să începeți să practicați. Și practicând, să ajungeți să integrați informația respectivă în structurile voastre. A integra informația în structuri este să devii una cu acea informație. Pentru că dacă îți rămâne doar minte, o uiți și devii, ești un bun filosof. Și atât. În momentul în care ți-a ajuns în structura energetică, da, să înțelegeți, și s-a implementat acolo la nivel de suflet, în structura energetică, ești una cu informația și tu începi să o manifesti. Dar ca să ajungi să manifesti informația și să fii una cu ea, e nevoie de practică. Da? Ca la condus. La început ia toate transpirațiile, după care conduci inconștient. Așa se întâmplă cu orice informație pe care e nevoie să o aducem în structurile noastre, să o integrăm și să o manifestăm. Pentru că de la a fi conștient de ea și până la a manifesta, în momentul în care ai un potențial maxim de 80 și manifesti 20 din potențialul tău de 80, nu ești unde trebuie. E nevoie să ajungi să manifesti acel 80 maximul de potențial al tău. Pentru că de la potențialul maxim, cât ești conștient, cât manifesti, și cât ești, e cale lungă. Deci, s-a ajuns să manifesti maximul de potențial al tău. Pentru că noi, oamenii, nu manifestăm maximul de potențial. Manifestăm atât. Pentru că nu ești, manifesti mai puțin decât ești conștient că poți. Cu toate că ai un potențial mare, conștient ești că atâta și manifesti și mai puțin decât ești conștient. Și asta e pe măsurate. Da? Bun. Ei, sfatul meu este că tot ceea ce învățați, hai că de acum se termină, maxim, deci tot ceea ce învățați, toate cursurile, practicați-le, conștientizați-le, integrați-le în voi, pentru că altfel sunteți doar niște buni filosofi și atât. Și nu, pentru că sfatul meu este tot ceea ce înveți, noi, oamenii, tot ceea ce învățăm, că e dezvoltare personală, spirituală și așa mai departe, învățăm pentru a ne face viața frumoasă. Nu învățăm pentru nimic altceva. Trăim pe pământul ăsta și tot ce învățăm, dorim să ne aducem în viață, să ne facem viața mult mai frumoasă și mai frumoasă, prea frumoasă și așa mai departe. Da? Nu-i nimic. Dumnezeu ne-a dat puterea de a fi creator și de a trăi frumos și bine pe acest pământ. E nevoie ca să învățăm să ne facem lucru, să ne facem viața frumoasă. Și este foarte simplu. Doar să facem practică. Și să facem în lumea fizică ceea ce învățăm. Da? Bun. Deci, acum, pe final, dacă tot am vorbit despre radiestezie, așa, și vă spuneam că această radiestezie o predau în Academia Phoenix, pe care am creat-o alături de soția mea, de Mirela Maria Botezatu. Este o academie frumoasă în care ai posibilitatea să crești. Este o academie care scopul ei este, pe de o parte, să te dezvolți din punct de vedere spiritual. Și pe de altă parte, pentru cei care doresc să devină terapeuți, să învețe acest lucru, să o facă într-un mod profesionist, pe baza unor protocoale și nu pe ghicite,
așa cum cred ei, da, să o facă tehnic, cum ar vorbi, spunând așa, frumos și profesionist, pentru că așa ajungi să ai rezultate bune în terapie, să fii recunoscut și ca tot ceea ce faci tu să aibă rezultate, pentru că de-aia și faci în terapie oamenilor, ca oamenii să se vindece, fie că este fizic, fie că este emoțional, fie că este mental, nu contează ce fel de vindecare este. Important este să ajungi să-i scurtezi vindecarea, să-i vindești total și așa mai departe. Deci asta facem noi în Academia Phoenix. Ne găsiți pe academiaphoenix.ro. Da, acela este site-ul nostru, sau pe romeobotezatu.ro, pe site-ul meu. Mirela nu v-a zis, dar vă zic eu, ea predă un curs fantastic de feminitate, este un curs pentru doamne, în care participă doar doamnele, și anul acesta ea va face o tabără de feminitate, o tabără la Sovata, în care participă doar doamnele, deci doar în care o tabără în care se învață această stare a femininului, ce înseamnă să fii femeie și așa mai departe. Și cine dorește, știu că nu mai sunt multe locuri, sunt puține locuri, luați legătura cu doamna Mirela Botezatu pentru mai multe informații. Mulțumesc, Tibra și Mirela, să intre lângă mine. Ok. Noi vrem să vă mulțumim. Vă iubim și mulțumesc pentru tot ce ați oferit. Dumnezeu să vă răsplătească și cu siguranță o să drumul nostru în lumină, o să